Consiliul Local de astăzi este convocată prin dispoziția primarului numărul 28 din 2 februarie 2024. Pentru început, v-aș ruga să vă supuneți aprobării proiectul procesul verbal al ședinței din luna ianuarie, dacă l-ați putut la procesul verbal de ședință din luna ianuarie. Dacă nu sunt obiecții, supunem la vot. Este pentru. Mulțumesc. Abținere. Împotrivă. Deci 14 sunt. Vă propun în următoarea ordine de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2024 al Serviciului pentru Apă și Canal, proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite a metodologiei în vederea acordării hotărârii de urgență din bugetul local persoanelor singure sau familiilor din comuna Său și proiectul de hotărâre privind majorarea cotizației anuale către Crucea Roșie Română. Modificare la ordinea de zi, suplimentare la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință de măsurile dispuse prin raportul Curții de Conturi a Județului Bacău, numărul așa, încheiat în urma acțiunii de control cu tema verificarea modului de aducere la îndeplinire a recomandărilor transmise prin scrisoarea cu recomandări, numărul prin care Curtea de Conturi a Județului Bacău a efectuat în perioada 22.02.2024 la sediul OATC. Dacă mai aveți și alte propuneri, nu vis-a-vis de ordine de zi. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Motivul acțiune. Deci primul proiect al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Comuna Său. Rog, domnul primar, să prezinte scripturile așa de necesită. Da, la Comisia de Ajutor. Da. Cum a apărut asta nu le-a zis. Oamenii nu au putut să le hotărâre. Depinde ce ați vrea să vă spun. Comisia de Ajutor. La Consiliul de Județean am primit 920.000 lei. Adică 1.200.000. Așa? Pentru drumuri este 360 pentru... Da? Ne-am acoperit, n-avem deficit bugetar, n-avem... Da. Pe lista obiectivelor de investiții? Azi, lucrările în continuare? O vedeți aici, aș lista din... Da, o lista din lucrători. Acolo, dacă vreți să aduceți un... Alocați bani. Alocați bani, nu am de bani. La lista din investiții. Am cuvenit ceva acum, nu facem de lucru. Nu. Deci, sunt de cea de ea, 364.000, sume reprezentă în contul de la dispoziția Consiliului Județean, 545.000. Sume alocate din potrile evalcate din impozitul pe venit pentru intrerea în jocuri locale, 228.000. Și pe anii viitoare, aceleași pe cum sper. Da. Am văzut la lista de investiții, înființare, resurse și sistem de alimentare cu apă, împătiniți și apasă.
sunt 200.000 ASCSF-uri. Am alocat 200.000 deocamdată pentru documentație. Pentru documentație. Se concluzează că în, la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, se deschide linii de finanțare pentru finanțare resurse apă, extinderi, rețele de apă și canalizare. În limita 20 de milioane de lei pe localitate, pentru cele care au mai mult de 5.000 de locuitori. Încercăm, îi dorim din toată lumea puterea ca să obținem acest proiect. Am făcut niște studii preliminare cu privire la debitul hidrologici, la studii geologici, niște analize ale apei declarată ca fiind bună. Urmează să contractăm efectiv documentația ca să putem depune în martie-aprilie, pentru că trebuie să avem DALI la facerea de finanțare. De asta am alocat doar 200.000 deocamdată. Este efectiv de documentație. Nu știu, poate să știu, dar mai. Nu are început mai mult, nu știi. Da. Ai documentația și după aceea ai fost. Dar identificăm mai întâi locația. E dar identificată. Este identificată. Identificată locația. La Petrosu. La Petrosu, da. Și să fost stadiată din Hărșioară. Din Hărșioară. De unde e sus? Cu bazine de extindere. Urcată sus pe marș acolo pe platou ori și de acolo se cază din cărere. Sus stadiată se face un dren în albia râului. Da. Pe râul ia său, nu e râul, pe râul. Albia pe râul ia său. Un dren de 150 metri lungimii, se sapă la 3 metri și jumate adâncimii. Montează o conductă perforată specială, așa pe ea se așează arocamente de diferite dimensiuni. Începe de la nisip, de nu știu care, da. Așa, până la pietre sau ibe, pietre mai mari, din jos. Așa. Apa se va scurge într-un chesuan, într-o fântână, într-o gaură, care se infiltrează natural din pământ în conducta aia. Se va scurge. De acolo locul pompa o împinge în depozit și de acolo prin cădere e avare. Da. În comun. Asta e principiul. Nu o să poate proiectul. Eu am ridicat problema la dezbatere pe care am făcut-o cu bugetul local. La lista de investiții am spus că la capitolul transporturi, reparații capitală pe partea carosară din 146 la kilometru 0 până la partea, suma este foarte mică din punctul meu de vedere. Am zis că dacă vin bani de la Consiliul Județean, mai plantăm acolo ceva sub. Că nu cred eu că 1.800 de lei reușim să facem un lucru. 1.800.000. Oricum, noi nu acoperă toată suma. Aia e contribuția noastră. Da. Alea proiectul este 8 milioane de lei. De la finanțator avem 1.800.000. Și am mai fost 1.800.000 de la noi, că am zis că măcar să ne apucăm anul acesta, din calea de rulare, să rămână rigolile și podul lărgit la loge. În anul următor n-am avut unde să spunem mai mult, că ne-am dorit să spunem mai mult. Adică, poate mai sunt promisiuni că pe Hagel Saline se pot mai suplimenta fonduri pentru proiectele de rulare. Dacă apucăm să dăm drumul la lucrare, o să mai solicităm bani de acolo. Da. Deci, avem proiectele aprobate cu școala Barte, care ne-a luat foarte mulți bani. Acolo am băgat partea noastră. Da, partea noastră. De acolo, direct și de antrenorul bugetar, o să-i acolo. Că am fi băgat la drum, dar acela e proiect aprobat, trebuie să ne apucăm de treabă. Îți dai seama, nu puteam să văd de acolo. La care e care proiectul mei sunt? Am fost investit. Celălalt e celălalt ce sunt. Sunt cu lucrări continuare celălalt. Da. Ei, dacă reușim anul ăsta să puteam covorul de asfalt, să lungim podul anul acela, e super. Și noi sperăm să ne radia de la minister, de la Anghel Salim. Până la valoarea lui 2 milioane de lei. Da, și mai avem și proiectul de modernizare drumuri de interes local, etapa 3, unde sunt prinse străzile prieteniei, școlii, fundul străjii, cel pe care l-am depus acum pe apir și pentru care credem că o să obținem finanțare, că am avut
un punctaj destul de bun și am avut așa acolo 850.000, conform devizului, asta era partea noastră de cofinanțare. Alte probleme, dacă mai sunt de legătate, nu așa de discuții. Cu modernizarea centrului cultural, cine mai puteți spune? Am reușit să prindem atunci finanțare când s-au epuizat fondurile din primele 6 minute de la începerea depunerii solicitărilor. Ne-am interesat pe ADR Nord-Est, tot în martie-aprilie, urmează să deschidă o linie de finanțare, tot așa, pentru creșterea eficienței energetice clădiri publice și intenționăm să-l redepunem acolo pentru finanțare. Același proiect pe care l-am avut pregătit pentru APM. Am înțeles. Legat de proiectul cu gazele, am făcut o dată o asociație al comunelor, ce mai știm. Așteptăm finanțare. A fost depusă pe Andreța Linii, dar nu a fost aprobată pentru finanțare, că era o valoare foarte mare. Și n-am mai... Depus individual sau împreună cu... Nu, în ADI. Da. Nu, așa am ajut, așa am ajut. Deci ca strategie... Probabil că acolo o să ajungem, să luăm singuri. Cred că este ideal să mergem singuri, pentru că ar fi șansele mai mari, ca să putem obține o finanțare. Ei, noi am fi vrut să depunem, dar nu s-o deschid nicio linie de finanțare pentru lucrurile care acum. Mai ușor de obținut fondul pe Natale, așa? Da, ultimele... Am încercat așa, mai încercăm și singur, poate așa mai bine să fie toate bune, ca să ducem atunci... Dar n-am nimic. Alte discuții. Cu legătură cu târgul, ce noi facem de urmări? Urmările omului, a nostru, nu e a nostru. Dar nici nu judecăm. Îl modernizăm? Nici nu judecăm ce-s modernizatorul. Nu e nostru. Păi nu e nostru, dar noi luăm o taxă pe... la comercială. Nu mai e bani acum. Trebuie să facem curățenie, 10 lei. E 10 lei pentru igienizare, pentru curățenie. De ce, nu vreți luăm? Nu mai luăm. Păi dar luăm. A, păi dacă vreți luăm, dar nu. Ce schimare, nu se lucra. Deci, legat de proiectul de buget, dar nu. Da, o ultimă întrebare, scuți. Am văzut că avem și o achiziționare teren ce plasă de stadion. Da. Nu știu exact. Da, e vorba de terenul ăla între șosea și terenul fotbal. Da. E o limbă de teren care e la un domn de aici din lung, zice că s-o perfecționat actele și am vrea să-l achiziționăm, că noi am vrut, am venit, pentru sala de sport și nu ne-a aprobat că n-aveam deschiderea de 14 metri pentru eventuală sala de sport, da? Și ne-ar fi acela, ne-ar fi super bine. Ne-ar ajunge, ne-ar avem deschiderea de la deal la NACA acolo, nu l-ar vende, că e tot în legătură. Da, 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 Următorul proiect al ordinii de zi este privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Pe anul 2024 al serviciului de apă și canalizare în Sălă.
Eu am solicitat o explicație de la domnul Oreceanu și la doamna contabilă, pentru că am observat că la cheltuieli de personal, sumele pentru trimestrul 3 sunt mai mari decât în celelalte 3 trimestre. Și am întrebat dacă... Moșămării, nu? Da, mi s-au spus că au fost alocați banii pentru trimestrul de vacanță. Aici vreau să aduc o lămurire. A început campanie electorală, e normal, așa, dar cineva ne-a ajutat foarte, cineva ne-a ajutat foarte mult. A pus pe o pagină, bineînțeles, pagina ascunsă, care nu are curaj să dea identitate pe față, o listă cu, de prețuri cu servicii de apă din toată țara. Serviciul de apă de la comuna sau are prețul cel mai mic din vreo... Cât erau acolo? 40-50 de servicii de apă. Deci, sper să se înțeleagă că noi, da, am reușit cu doi oameni la servicii de apă și cumpărăm apa, că dacă n-am fost în stare, la timpul ăla, când s-a desființat Ingo Comănești, s-o fi cumpărat noi stația de apă, s-o avem noi să vindem noi la Comănești, așa conducerile de atunci, conducerile de atunci nu au vrut să facă chestia asta, acum cumpărăm noi apă la Comănești. Deci, uitați că o ținem la 4 lei și 2 bani, 3 bani, nu știu cum. Majoritatea localităților au și 7 lei și 8 lei. Dar o au la 7-8 lei, dacă e cu canalizare. Nu. Nu știu la cum mă arată. Vădăm citire acum. Cheltuieli. Majoritatea fețelor de acolo sunt la crapă. Nu-i crapă. Dar și majoritatea sunt în crapă. Nu-i mai avem servicii la față. Dar noi suntem și ușa. Iar cineva te-o bate monede și cât am explicat chestia asta. Pe aia 2 metri cub de apă. Când plătești pentru incendiu 2 metri cub de apă. Domnule, chiar n-ați văzut ce se face cu apa aia? Domnul, știți că ne-am întâlnit la ultimul incendiu, noaptea la ora 3? Ați văzut cât e mii litori, nu 2 metri cu mii. Ce spune dumneavoastră, am explicat și eu la oameni treaba asta, care eu mai fost contra. Cum mai fost contra? Că sunt nasă. Domnule, 2 metri cubi de apă, 8 lei, 8 țigări sau 5 țigări. Și de cazul ăsta are vin să vină la apă. Nu ia domnule nimeni acasă banii ăștia, nu sunt bogățenii. Dacă de mult a contat, sunt că nu au fost la Zanfir, care a rămas pe apă, ați venit cu mașina așa s-a alimentat de la Socer. Dar n-am pus acolo. Aici sunt vreo 5-6-7 care mă gândesc. Asta zic, deci sunt oameni fixați pe fie, noi luăm domnule acasă, dar stau eu la mine. Aceea nu cred că sunt mulți care te potează. Da, e 6 lei, da, dacă mai sunt 7 lei, dacă nu știu la vot, cine este pentru? Când? Să mulțumesc împotriva acției. Da, și domnul. Mergem mai departe, proiectul de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și a metodologiei în vederea acordării ajutorilor de urgență din bugetul local persoanelor singure sau familiilor din comună. Comisia a dat favorabile. Discuții, vă rog. Te-a studiat? Vom mai ajutorile astea, care îi dăm la persoane singuri care au decedat cu domnii care au decedat, care au ars case de ajutoare de urgență. Și au mai fost făcut niște modificări față de anii trecuți. Și ați dat o rămătoră la 10.000 de euro. Cum? Pentru casa asta, pentru asta 10.000 parcă era... Pentru ultimul caz, pentru ultimul caz o registrare. Da, asta vroiam să o mai spun. Și pompierii ne-au spun și Curtea de Conturi ne-au spus-o și domnii de la audit, ne-au spune, domnule, asigurări, nu ai asigurare, minim obligatoriu, nu mai dea asigurare. Deci a trebuit toată lumea să înțeleagă că uite cât contează din mult. Nu o să știi, doar o dată în viață păzărești necazul.
Nu ai asigurare, rămâi și dezbrăcat. Da, da, da. Deci dacă nu are... Vedeam dumneavoastră și nu ai asigurare. Dacă nu are asigurare, nu-i spate dreptul. Aici ne-ai impus să spunem chestia asta. Dacă n-ai asigurarea, așa e... De ce dacă l-ai lăsat total fără așa? Doar că nu are asigurarea. Vedeam și ce descurajat cu asigurarea, dar ce se întâmplă cu asigurarea. Și omul descurajat. Așa se ce? Că dar îi fac asigurare și am adus întâi asigurarea, cealaltă o lua bani și-o pleca. Că am avut cazul în familie cu mașină cu asta și cu un timp, cu tine cu banii, după un an jumate, cu intervenție masă, cu jocuri, cu zi și bani. Poate nici, da? Nu e cea mai tare, dar pe mai știu serioasă. Să pune la vot, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva abținerii. Proiect de hotărâre privind majorarea contribuției financiare la Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău. Ce se facă fiecare primărie? 2500 de bani. Pe un an de zile, taxa la Crucea Roșie nu mi s-a părut exagerată. Dacă nu mai sunt alte discuții... Comisia odată nu se fac morabile. Se pune la vot cine este pentru. Potriva, abține. Mulțumesc. Da. Trecem la modificarea ordinii de zi, proiectul de hotărâre pentru luarea la cunoștință de măsurile dispuse prin raportul Curții de Conturi al județului Bacău, efectuată în perioada 22-23-2024 la ADC-a său. Asta proiectul a venit foarte scurt, am încercat să-l... Am uitat de mare. Să ne uităm așa pe el. Poate mai spune de la sectorul acolo. Da, au fost deci, în urma controlului din 2023, ni s-au lăsat niște măsuri, da, care trebuie să ne ducem la îndeplinire. Acum, săptămâna trecută, cu două săptămâni, au venit domnul de la Curtea de Conturi din nou, au verificat măsurile, au fost implementate. E vorba de acționare în instanță a societății care lucra la canalizare Technimarket, care trebuie să îndea penalități din întârzierea lucrărilor. Cât e? 9.000. 300 și ceva de miliarde, așa? Da? Acționarea dirigintului șantier, care nu au urmărit lucrările și au aprobat situații de lucrări, cât conforme și ele nu au fost conforme, am acționat în instanță și pe ăla. Așa? Da, recuperarea banilor pe filmare, care am plătit-o noi din bugetul nostru, știți, colegii mai vechi. Să ne recuperăm banii, dar 2 miliarde de bani vechi. Din banii filmare, l-am obținut și pentru asta în judecate. Și restul a fost implementat. Da, și restul toate a fost implementat și am ieșit. Și firma mai există? Nu știu, de fapt, are contractul mare? Da, firma lucrează, chiar m-a sunat un primar de la primărie, am zis că, domnule, aveți grijă mare, mare, că noi, uitați ce am învățat, ne-a distrus comuna, ne-a distrus capul, ne-a distrus capul. Da, să nu știu. Da, instanța o să hotărască aici. Și astăzi, dacă toți suntem aici, cum stăm cu canalizarea? În ce stadiu se află? Da, când chiar mulți cetățeni mă zicea, domnule, ce facem, ne racordăm, când ne racordăm, când... Da, noi așteptăm proiectul ăla, prima racordare. Am depus documentația, mi-a cerut clarificări. Sperăm să fie 100% să-l vindim. Dacă ăla o să reușim să vindem proiectul ăla, o să, cel puțin 85% din cetățenii comuni, o să îi racordăm fără niciun ban. E vorba de 1.900 de euro de gospodărie. La persoane care are un venit mai mic de 3.000 de lei pe persoană. Aici sunt 1.000 de cetățeni, nu? Nu. Nu cetățeni. Avem 1.200 de gospodări. 1.200 de gospodări citise o dată. Da. O să vedem că sunt cadrele. Sunt mulți care nu au mulți. Da. Dar și trebuie lămurit că sunt oameni care vrea să recordeze banii lor, dar încă lucrăm la autorizarea stației de curare. Spune mai departe. Bine.
Așteptăm acel proiect, dar ala va fi pentru... Și la autoritatea stat și proiectat, a spus că noi am funcție recopiată. Noi putem în orice oră, la orice oră, putem să ne acoperăm în genul. Dar dacă sunt condițiile de a venișa gratuit. Să vorbim pe rând să treacă oameni. Dar dacă nu racordăm cel puțin 30% din gospodării, e riscul să se înfunde conducta, să formateze. Dacă ai numai 10% din gospodărie, aia nu vine apa, se pur știi apa la bale. Ar putea începe să se lucreze la aia care nu se ridice pentru gratuitate. Păi nu înțelegi. Nu înțelegi. Dacă vedem numai 10%, e riscul să înfunde. Așa că când am primit răspunsul prin proiectul ăsta, pornim dintr-un campionatul și legăm toată lumea. Dar nu, omul dacă se fundă, omul trasa. Și dacă nu e suficient, da. Ducă pe conductă la bani, domnul Vlad, e de mult, de cu miliuni, de miliuni, când e de cu august. Nu știu da, nimic că ce stadiu, ce care sunt... Dai seama că avem proiect care așteptăm... Speranțele că vom reuși la acest proiect. Pe PNRR. La sfârșitul lui septembrie ne solicita clarificări. Noi credem că să-l prindim pentru că au fost doar 3 localități din toată țara care au depus bani și au rămas bani disponibili. Deci nu vedem nici ce nu vedem nici ce n-am prins. Vorba trebuie să prindem, să fie toată documentația făcută acolo. La... Da, și între timp se lucrează și la autorizarea stației de depurare. Bine, asta o face, că s-a așteptat ție... Nu aș întrebare, asta se dai drumul mâine, la canalizare și la restație. Că tu, Cotel zice, sunt oameni care nu sunt eligibili pentru lucrări, și ar putea să se lege, nu poate să lege încă, pentru că nu ai cum să-i dai drumul stației. Pe timp, mediu și doar de bine. Stația este ok. Da, este întrebare la închetelor de tot ce faci. Nu aștept conducă? Nu, dar de multe mai da, nu mai e la pentru că mai ești suficient. A, dacă ne oprește apa, nu se e un problemă dacă închide apa. Nu, dar cum mănești închide apa? Închide în ordine. Numai de asta avem să vedem. Foarte mare problemă. Ce facem, da? Da, da. Cu puci ciobanul și tot la noi. Tot 10 oameni o să fie, că aia 10 poate au din deal. Tot 10 o să curgă pe conduct. Nu cred că poți să stai fără la sursă. Da, asta e discuții, vă rog. Da. Dacă nu mai sunt, vreau la vot. Mulțumesc, continuă la tine. Da, da. Diverse. Domnule, am fost oprit săptămâna trecută de un cetățean din comuna său, respectiv Sat Strava, a Crăciunoaie se numește, și am fost întrebat cine răspunde de firma care ridică capacele astea. Am zis că e primăria. De ce? Într-o seară când se întorcea din Germania, pe aproape, pe la școală, pe acolo, s-a urcat cu mașina, efectiv, o mobilă din aia ce au colmatat, ce au ridicat de acolo, care nu era semnalizată cu nimic. Nu a fost de la ridicat capacelor. A fost de la rigoli de astea, cred că. Sau de la rigoli, sau... Aștia care au făcut rigoli, au curățat rigoli, au pus pământul pe Marina Șanțului și nu s-au mai ridicat. Și a trebuit să permitem noi, băieță, să... Da. Acolo e Consiliul Județean, deci e drumul județean, care... Da. Poate să omul poate să neagă la poliție să ceară da, da, pe ea s-a vrea și vă mă întreba, vezi? Fără probleme. Cel mai bine la poliție, la primării. O altă problemă care a venit căldura și am observat că comuna noastră este tranzitată de cetățenii de etnie romă. Cu căruțe, cu așa. Sâmbătă când veneam de la Comănești, în pant acolo la luncă, la magazin acolo, în pant la biserică. Da. Două căruțe lăsate pe linia continuă acolo, nu era nimeni la căruță, e pe ulița pe asta și mașinile se buluceau, nu știau ce să mai facă, care să vină, care să treacă, care să... Deci... Tot de da. Băieții de la locală trebuie să... Cel puțin, eu înțeleg, nu am nimic cu ei, trebuie să trăiască și ei, dar... Nu știu, înștiințați cumva... Să Dacă nu mai am eu o problemă. Am observat că se
sistematizează un pic porțiunea asta din centru aici. Poate ar fi bine, zic eu, acum să ne gândim și la posibilitatea de a muta monumentul și să încercăm să îndreptăm această șosea, pentru că ați văzut nenorocirea care s-a întâmplat, bine când a fost vinerea, când era și târgul, că era mai rău. Sau un pic mai deci, târziu, dacă tot lucrăm aici, încercăm să facem parcare, am înțeles, da, o parte și pe cealaltă, poate ridicăm monumentul de acolo, și găsim o altă poziție și să sistematizăm un pic drumul, să creăm posibilitatea pentru că cel care vine dinspre poliție de acolo nu are vizibilitatea. Dacă nu atunci ar fi așa de limitatoare, nu pot spune și da, montate. Nici nu sunt limitatoare, deci am făcut atât. O singură problemă mea, așa de termin, la un moment dat, domnul Bobeică, dacă nu mă înșel, l-a ridicat problema trecerii de pieton de la biserică, de la Lunga, de la Asău. Nu s-a făcut nimic. Deci, eu am fost martor într-o duminică, cu o săptămână sau două, dacă nu mă înșel, când oamenii au ieșit de la biserică, traversau bine, mersi pe trecerea de pieton, pe trecerea de pieton, dar fără pic de vizibilitate acolo, a venit o mașină care, când a frânat, am crezut că se întâmplă o nenorocire, că nu mai putea să oprească mașina. Deci aia trebuie ștearsă de acolo, neapărat. Sau, instalate. Dar e amplasată greșit din punctul de vedere politic. Dacă e amplasată greșit, dar la bază rămâne totuși viteza. Categoric. Dar în cea localitate 40 ori, 50 ori, putea să mătează. Categoric, nu contez lucrul ăsta, dar apoi ești în curbă, ești în linie continuă, nu poți să faci trecere de pietoni acolo. Referitor, da, referitor la drumul ăsta de la Pămânești până la Strada, asta e drumul județean. Noi, OATE-ul, nu avem voie să intervenim asupra lui. Da. Am făcut solicitări, da, am făcut adrese, dar când s-a terminat asfaltul, am făcut adrese să ne permită, dacă nu vin ei, să monteze acele limitatoare de viteză, să ne dea voie să le montăm noi. Dar să ne dea voie. Nici până ora asta n-am primit răspuns. Am făcut o revenire joi. După accidentul ăsta, acum așteptăm noi să vedem, poate acum să vedeți să ne dea un răspuns. Al doilea, referitor la monument, ne-am gândit, dacă să ne arăză Dumnezeu să meargă și să prindem finanțare pentru sediul primăriei nou, să mutăm monumentul ăsta în curtea aia de acolo. Construcția o să fie în spate, aproape de poliție și o să dărâmăm pe asta din față, sădirea asta vechi, care are 130 de ani, așa, și să mutăm monumentul acolo. Dacă considerați că să mutăm mai repede, da, dar o să trebuia să-l facem de două ori sau... Da, dacă noi ne-am gândit cu colegii că ar fi bine să o mutăm și în partea asta la altă, la rândul ăsta, că aici e pus chiar în apă, da, și sucit și... Aici e în fața librării. Da. Nu ar fi un cap de țară, dacă cădem de acord. Dacă tot e mai amplu ideea și generală, să-l pregătim de modernizare și să scoatem de tot pentru exact. O perioadă de timp. Nu știi unii să-l pui acolo, că nu știu. Da, este de lucru la el. Nimeni nu-l renovează mărcile și tot ce ține într-o secundă. Marian, dar poate să-l spune la urmă. Da, ce-am văzut un an de zi, nu are. Nu are. Modernizare ce așa? Și aici e cu două și două studenti, că... Și dacă nu prindem proiectul cu primăria, îl aranjăm unde timp și doar mai apoi. Unde e stat mai încoace. Da, păi putem să mutăm acum. Nu putem acum aici, după aceea restaurare, după ce îl munță restaurezi. Trebuie să-ți aflat un nisip, trebuie să-i dai culoarea pe viața aceea. Vopsite, vite, le iai din nou la plăcile aia. Și ca să pot iei să dea drumul la băie să fie doar mai încoace cu mine, nu știu mare. Dar după cum faceți drept, ca să ne arăt cu 200, cu 100 nu sunt cadere. Da, alte probleme. Da, ce se poate face? 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 Da, ce se poate face
Din câte am înțeles, eu am dat un avocat. Băiatul ăla cu Loganul Alba are asigurare, are casco. Ne abținem la comentarii, dar... Din adepteza... Cine a arătat că s-a întâmplat ce se întâmplă? Din nou, lui s-a numerit, dar nu poate să fie... Locul de potrivit, de dacă nu mai sunt alte discuții, e dat de da. Da. Vreau să-l mai zic ceva, da? La fel de pagina aia s-a spus că nu înțeleg ședința 180 de minute, da? Da, asta e ședința. Dacă nu vrei să-ți primești, să-ți cer și bani.